Am o bucurie în inimă care aș vrea să vă relatez, dar mă știți că eu mai slab pot așa să vorbesc, mai și plâng câteodată și mai beau câte un pic de apă la început. Aș vrea să vă aduc saluturile mele de iubire și adunării din Sighet și ne bucurăm că astăzi să fim aici, să ascultăm cuvântul Domnului, să ne bucurăm de prezența Sa în mijlocul nostru, să ne bucurăm de o stare în care totdeauna am dorit să fie așa, nu? Când suntem la adunare, când suntem în fața Domnului, parcă ne-am deconectat de toate lucrurile care sunt în jurul nostru, ce am lăsat acasă, și dorim astăzi, cred că în primul rând sau pe primul plan este ca să onorăm pe Domnul și să-i mulțumim pentru harul acesta care ne-l-a dat nouă, prin faptul că ne-a scos din acest întuneric al lumii și ne-a dat acest adevăr minunat. Și aș vrea să citesc ceea ce și Apostolul Pavel le spunea efesenilor, niște cuvinte minunate din capitolul 1, câteva versete. Efeseni, capitolul 1, versetul 1. Începând de la versetul 2, deci Efeseni, capitolul 1, Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. După cum ne-a ales în El înainte de întemerea lumii, ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui în dragoste. Sunt niște cuvinte foarte mari. Să fim sfinți și fără pată. Cum putem să fim noi sfinți, oameni imperfecți? Sfinți și fără pată. Iată că noi suntem considerați în fața Domnului, în fața Tatălui, prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos, suntem curățiți, suntem priviți sfinți. Și cât de minunat când ne aducem aminte de ce Domnul se roagă pentru noi. Se roagă pentru apostoli și, bineînțeles, și pentru noi. Sfințește-i, Tată, sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Domnul Cerului vine pe acest pământ, se naște prin Fecioara Maria și se roagă pentru noi. Și când avea mai multă nevoie de dragoste și de afecțiune, parcă El dă mai multă afecțiune și dragoste celor care erau în jurul Lui, apostolilor care îl urmau. Și vă aduceți aminte că într-o împrejurare m-am gândit, tot timpul apostolii au fost cu Domnul, nu? Trebuia să arate și să le arate dragostea lor față de Domnul. Dar ce că adeseori l-a lăsat singur. Cum?
l-au lăsat singur. Și citim acest lucru în în Ioan, capitolul 4. Vă aduceți aminte această întâmplare când Domnul nostru Iisus rămâne singur? Și unde era El singur? Unde rămâne singur? Și obosit. O parcă era obosit, nu? Așa parcă spune Sfânta Scriptură. Lângă o fântână. Rămâne singur lângă o fântână. Ucenicii au plecat, toți au plecat să cumpere de-a legurii. Dar El n-avea o frânghie sau o găleată, cum era atunci, făcută din piei de animale, ca să scoată apă din fântână. Dar nu-și folosește nici puterea supranaturală ca să-și ia apă și să își stâmpere setea. El așteaptă lângă fântână. Se întâmplă ceva interesant. Domnul, prin toată Iudeea, propovădea adevărul, învăța pe ucenici, învăța pe cei care doreau să-i urmeze pe această cale, propovădea prin Galileea, dar în această situație, în Samaria, cam era cumva Samaria izolată. De ce credeți că a fost așa izolată Samaria? Înainte a fost capitala Israelului, nu? În perioada când au fost cele două țări, Iuda și Israelul, cetatea Samaria era capitala Israelului. Iar capitala lui Iuda era Ierusalimul. Și iată că istoria ne spune că când au fost duși în robie Israelul, împăratul așa de mare ură a avut pe acești evrei că a vrut să scoată din cetatea Samaria pe toți evreii și să repopuleze cu babilonieni, cu fenicieni, cu alte popoare. Ce interesant aici, că acești oameni care au fost în Samaria au dorit să respecte pe Dumnezeul locului. Și știm istoria cum se întâmplă când trimite pe cineva ca să învețe cum să respecte, pentru că aveau niște probleme, nu? Niște lei îi ucideau sau anumite lucruri care se întâmpla în ținutul acela. Iată că noi suntem, am putea să spunem, între ghilimele, samariteni, nu? Nu suntem evrei din naștere, nu avem acest privilegiu binecuvântat cum au avut evreii ca să facă legământ cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie totdeauna în prezența lor. Discursul meu este în această direcție. Frumusețea stării sfinte. Ce frumos când ai o stare a sfințeniei. Ce binecuvântare este când tu știi că Domnul este prezent. Când tu știi că Domnul s-a rugat pentru tine ca să fii sfânt. Dar ca să ne păstrăm această sfințenie, este datoria noastră. Pentru că am primit-o, în dar am primit-o și fără plată. Și ne gândim că toate exemplele Vechiului Testament sunt pentru noi de urmat, am putea spune, sau ar fi exemple pentru noi. Ne gândim când Moise cobora de pe munte, care a fost în prezența Domnului și a venit cu tablele, poporul cum l-a văzut? Parcă schimba la față, parcă fața îi strălucea. Vedeți ce înseamnă să fii
în prezența Domnului. Câteodată fețele noastre sunt posomorâte, poate că din cauza bolilor sau suferințelor prin care trecem. Dar interiorul nostru trebuie să fie totdeauna strălucire, să strălucească. Și faptul că noi știm, făcând un legământ cu Dumnezeu, că pe această cale vom avea de întâmpinat anumite probleme, ne face să fim liniștiți. Ne face să fim blânzi, așa cum era Moise. Vă aduceți aminte când Moise scoate poporul Israel din Egipt, înainte să-l ducă prin pustiu, prin încercări, prin probleme câte au avut de trecut, îi duce într-o zonă frumoasă. Parcă Biblia zice că era Elim. Nu? Ce era acolo în această zonă frumoasă? Izvoare. Izvoare de apă. Parcă erau și palmieri, nu? Și nu erau puțini. 70 de palmieri și 12 izvoare de apă. M-am gândit când am citit pe acolo, de ce i-au dus odată în acea zonă așa pitorească de paradis și pe urmă ei, când au mers mai departe, n-au avut nici apă să beie și au fost sete și au cârtit și au fost multe probleme. Este o imagine a stării sfinte. Chiar pentru omul natural, o relaxare, o situație liniștitoare, o situație în care ai de toate, ai fără griji, fără nimic, izvoare de apă, palmieri, umbră, deci aveau de toate. Dumnezeu vrea să le arate că are posibilitatea să le dea dacă vor fi ascultători. 40 de ani au mâncat mană, nu? Nu li s-au învechit hainele. Minuni care s-au întâmplat cu ei. Au fost sub providența Domnului, într-o stare sfântă. Dar omul imperfect, așa se întâmplă. Promite și nu face. Dar nu așa este cu cei care au făcut un legământ cu Dumnezeu în această eră. Noi dacă am promis, avem exemple de trecutului. Dacă nu facem ceea ce am promis, avem exemplele prin care au trecut poporul acesta. Ne aducem aminte că ei, după ce nu ascultă, după ce intră în țara lor, au binecuvântări, intră în Canaan, au binecuvântări sub Iosua, trece câtva timp alte generații și nu mai sunt ascultători. Iar Dumnezeu zice că 7 ani a lăsat ca Madian să fie, să-i bată și să-i deranjeze. Când să deau pământul, nu îi venea Madian să-i bată, dar când era la recoltă, ia Madian și le lua recoltele. Și acum ei, săracii, se descurcau fiecare cum puteau. Și vine Îngerul lui Dumnezeu și spune, ce faci, viteazule? Eu sunt viteaz? Cum sunt viteaz? Nu vezi că îmi strâng acum grânele să le ascund de Madian, vine să ne le, iară să le fure și să ne le, și suntem oropsiți. Dacă aș fi viteaz și Domnul cu mine, cum de ne lasă Domnul așa să suferim? De multe ori, poate că trecem și noi prin anumite experiențe. Și poate ne punem întrebarea, oare de ce trebuie să sufăr? Oare de ce nu sunt lipsit de boli? Sau oare de ce îmbătrânim așa de repede?
Și îngerul îi spune lui Gedeon, cu puterea care ți-o dau, du-te și bate pe Madian. Dar, Doamne, dacă Tu ești acela și prin mine vei izbăvi pe Israel, atunci dăm un semn. Și știm istoria când el cere semnul cu lâna, odată să fie udă lâna, pe urmă să fie numai pământul ud și lâna uscată, și Domnul face după cum el cere. Ne-am gândit noi că în rugăciunile noastre Domnul face cum noi cerem. Dar suntem învățați cum să ne rugăm. Gedeonul s-a rugat pentru a vedea dacă Domnul e cu el. Noi știm că Domnul este cu noi. Noi știm că avem acest apărător în fața lui Dumnezeu și totdeauna venim să ne rugăm pentru anumite lucruri. Dacă sunt după voia sa. Dar citind în Ioan capitolul 4, observăm ceva lucru interesant. Domnul rămân, cum am amintit, Domnul stând singur, vine să scoată apă o femeie. O femeie din Samaria a venit să scoată apă și Domnul îi spune, dă-mi să beau. Știm răspunsul femeii, nu? Că toți am citit aceste scripturi. Dar Domnul îi răspunde, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu. Și cine îți cere ție apă, i-ai fi dat și el ți-ar fi dat o apă vie. Vedeți ce privilegiu aveți sau ce privilegiu avem. Nouă ne-a fost dată apa vie. Ne-a fost dat acest dar al lui Dumnezeu. Nu trebuie să fim recunoscători, adânc recunoscători lui Dumnezeu? Pentru această apă vie, pentru acest dar al lui Dumnezeu. Dar observăm că discuția între Domnul și samariteancă se întâmplă, cumva Domnul îi spune anumite lucruri, ea nu pricepe. Parcă se gândește tot la cele naturale. Și citind în istoria care din acele timpuri, se spunea că cei care se ocupau cu... Pentru că știm că fântânile atunci în Israel erau mai rare, nu așa de dese și nu duceau lipsă de apă. După cum observăm că și astăzi apa este un lucru prețios în Israel. Dar fântâna din care ei au scos apă, lângă care era Domnul, era... din relatarea Scripturii, fântâna lui Iacob, făcută de Iacob, după cum observăm discuția. Dar ce am vrut să spun, că cei care se ocupau cu aprovizionarea de apă, erau anumite persoane care se ocupau cu aprovizionarea de apă și ei duceau apă în cetate și strigau lucrul acesta, ducând apă, darul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu. Așa cum strigăm noi când mergem la piață, avem ceva de vândut. Ei aveau această apă și strigau prin cetate, darul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu. Acest dar al lui Dumnezeu era apa care ei o vindeau. De aceea femeia, când îi spune Domnul Iisus, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu, ea a crezut că se referă la această apă care... se vinde pe piață. Dar Domnul vede că nu înțelege
și îi spune, du-te atunci, vino cu bărbatul tău. Trece mai departe la altă înțelegere. Ea zice, n-am bărbat. Bine spui că nu ai. Dar ceea ce remarcăm la această femeie samariteancă este că ea spune, știm că va veni Mesia și Hristosul și El îi va spune toate lucrurile. Observăm samariteni care doreau să așteptau și ei pe Mesia. Nu erau izraelieni, nu erau din Israel, dar îi așteptau și ei. Credeau în cele cinci cărți ale lui Moise. Pentru că au fost învățați în acea țară să respecte legea țării, Dumnezeul țării. Îi așteptau și ei acest lucru. Și Domnul Iisus rămâne două zile în această cetate. Și mulți cred în El, după cuvintele care El le propovăduiește. Nu vă bucurați voi de această stare a sfințeniei care era acolo? Când Domnul sunt ochi și urechi pentru adevăr? N-au fost sfințiți și ei ca și samariteni prin acest adevăr? Mai mult decât cei care se pretindeau că au pe lege și, legea și profeții. Cel mai frumos exemplu îl putem avea încă în o rânduire care Dumnezeu le-o dă poporului Israel prin Moise, prin aranjamentul acel frumos, prin colțul întâlnirii, tabernacolul. Unde era starea sfințeniei acolo? În mijlocul lor era totdeauna Dumnezeu. Prin lumina șachenă care era în Sfânta Sfintelor. Iar starea Sfintei, în care suntem și noi considerați ca și o stare, era Sfânta și numită Sfânta. Dacă să fim în Sfânta, să rămânem în Sfânta, trebuie să avem în vedere ceea ce amintește Sfânta Scriptură în Proverbe, păzește-ți inima mai mult decât orice este de păzit. Pentru că din ea ies izvoarele vieții. Cât de important este acest lucru. Și observăm că Dumnezeu nu cheamă caractere care nu sunt potrivite pe această cale. Vă aduceți aminte când Apostolul Pavel propovăduia Evanghelia în mai multe cetăți și el dorea să meargă într-o cetate anume. Și zice că Duhul Domnului nu l-a lăsat să meargă în acea cetate. Iar în timpul nopții, el are o vedenie și vedenia îi spune, vino în Macedonia și ajută-ne. Deci el trebuia să meargă în Macedonia, după cum a fost îndrumat. Când merge în Macedonia, ajunge în prima cetate din Macedonia. Care era acea cetate? Filipi, nu? Acolo găsește un caracter potrivit, sau putea spune două sau mai multe. Dar ce vrem să remarcăm de aici? El când merge în Filip, în alte cetăți, când mergea cu Evanghelia să propovăduiască și să arate adevărul,
Mergea în sinagogă, nu? În sinagogă, oriunde mergea, în o cetate. Aici, în Filip, relatarea Scripturii ne spune că merge să caute un loc de rugăciune în afara cetății. M-am întrebat, oare nu a fost sinagogă în Filip? Scriptura nu ne spune. Dar el a auzit că este un loc de rugăciune în afara cetății și a mers acolo să discute cu acele persoane care aveau o inimă bună. Deci căutau să se roage acele persoane. Cum au știut? N-au auzit încă adevărul, dar ei, acele persoane, ieșeau în afara cetății, lângă un mal, lângă o apă, pe o malul unei ape, și se rugau. Și Apostolul Pavel propovăduiește acolo Evanghelia și dintre toți care aveau inimi bune, doar o persoană înțelege adevărul. Dintre toți din Cucerdea, câți au înțeles adevărul? Dintre toți din Cluj, câți au înțeles adevărul? Sau din Sighe sau din alte părți? Puțini. Oare de ce? Și ceilalți aveau inimă bună, care erau pe malul apei. Deci să nu înțelegem că dacă noi am înțeles adevărul, ni s-a dat acest dar, celelalte persoane n-au inimă bună. Pentru că exemplul Scripturii ne spune că aceștia toți mergeau și se rugau. Aveau o inimă bună, dar dintre toți, o persoană pe nume Lidia a fost aceea care a înțeles adevărul. Ce neminunată stare a sfințeniei! Dar aici e un lucru foarte important. Când ea este botezată, această persoană, Sfânta Scriptură zice că toată casa ei a înțeles adevărul și a fost botezată. Vedeți? Ce înseamnă un caracter bun? A știut să-și crească familia în temere de Dumnezeu, în respect față de Dumnezeu. Iar când a venit ocazia Apostolul Pavel să arate adevărul pe această cale îngustă, ea și toată casa ei. Dar mai avem un exemplu din această cetate. Vă aduceți aminte, Apostolul Pavel, mergând în cetate și căutând să mai propovăduiască adevărul, o femeie îl deranjează și strigă un lucru adevărat. Aceștia sunt cei care propovăduiesc pe Dumnezeu. Deci, femeia spunea un adevăr despre ei. Și Apostolul Pavel, în prima zi, o lasă, a doua zi o lasă, nu-i face niciun lucru, nimic. Dar pe urmă m-am gândit, de ce după câteva zile Apostolul Pavel îi spune acestui duh de ghicire, ieși afară din femeie? V-ați gândit și voi? Păi dacă lăsa acest duh de ghicire, cetatea auzea că strigă după el, aceștia sunt slujitorii lui Dumnezeu. După ce ar fi plecat Apostolul Pavel din cetate, ea ar fi putut aduce un adevăr de-a ei și cetatea ar fi putut fi înșelată dacă apostolul ar fi acceptat să lese acest duh de ghicire în femeie. De aceea apostolul a văzut că după câteva zile s-a gândit, trebuie să scot acest duh de ghicire din femeie, pentru că Dumnezeu îmi arată acest lucru. Și mai mult de atât, Dumnezeu avea în vedere altceva, ca după ce scoate acest duc de ghicire, se mai găsea încă un caracter cu o inimă potrivită în această cetate. Dar numai după ce
ar fi scos acel duc de ghicire. Observăm cum lucrează Dumnezeu. Ce se întâmplă după ce femeia, după ce apostolul Pavel scoate pe acest duc de ghicire din femeie? Ei sunt prinși și băgați la închisoare. Dar nu sunt băgați la închisoare oricum. Sunt bătuți cu nuiele. Bătuți cu nuiele și apoi târâți și băgați la închisoare. Acolo era un temnicer care era foarte zelos, foarte ascultător de comandantul lui. Pentru că când îi duce la închisoare și bagă în butuși pe amândoi, pe Pavel și pe Sila. Îi pune în butuși, nu? Sub ordinea mea, nu trebuie să scape. Și știm că în vechime, soldații sau temnicerii care aveau sub ordine anumiți prizonieri răspundeau cu viața pentru ei. Aceasta era legea atunci. Și el era conștient, sunt sub autoritatea mea, trebuie să-i păzesc. Dar sfințenia Domnului este cu ei. Este cu apostolul Pavel și cu Sila. Prin ce observăm că această frumusețe a sfințeniei era cu ei? Prin ce observăm? Ei cântă. Ai fi tu în stare să cânți cu picioarele în butuci? Sau dacă ne-ar băga în închisoare, am fi noi în stare să cântăm? Păi dacă apostolul Pavel a cântat și cu Sila ei au cântat, înseamnă că au fost bucuroși. Nu cânți când ești trist. Cine vesel să cânte, așa ne spune Sfânta Scriptură. Ei cântau Domnului cu picioarele în butuși. Și atunci se întâmplă o minune. Și știm istoria cum se întâmplă. În sfârșit, temnicerul, văzând că toate ușile sunt deschise, de la cel mare cutremur, este gata să-și ia viața. Pentru că prizonierii considera el că nu mai sunt. Observăm că este o experiență sau o relatare diferită de ceea ce când era apostolul Petru în închisoare. Și ne-am întrebat oare de ce n-au plecat și apostolul Pavel și cu Sila, de ce n-au plecat dacă ușile au fost deschise? Pentru că Petru a plecat. Dar Petru a plecat pentru că a fost chemat. Haide. Dar apostolul Pavel nu i-a spus nimeni nimic să plece. El trebuia să stea acolo. Pentru că ceva Domnul trebuia să arate aici. Dacă pleca, temnicerul nu mai era, nu mai primea adevărul. Deci observăm ce înseamnă să ne lăsăm în mâna Domnului. Nu știm noi de ce sunt anumite experiențe asupra noastră. Sau poate că știm, cum am mintit frații la început, trebuie să ne dezvoltăm caracterul, să-l cristalizăm, să ajungem la iubirea desăvârșită, să ajungem la ținta care este cea mai importantă lucrare a noastră. Cristalizarea acestui caracter. Dar până atunci trebuie să învățăm anumiți pași prin care Domnul ne trece. Iar iarăși aici, în această relatare a Scripturii, temnicerul, văzând că ei n-au plecat, deci este gata să-și ia viața, văzând că n-au plecat prizonierii, este gata să asculte mesajul care ei doresc să-l dea. Pentru că el știa de ce au fost băgați la închisoare.
Pentru că știa că aduc un mesaj diferit, un mesaj ceva ce până atunci nu s-a întâmplat în cetatea Filipi. Nu i-a interesat până atunci. Dar faptul că au văzut ce înseamnă să respecti pe Dumnezeu l-a uimit. De aceea și pentru voi, fraților, și pentru noi, caracterul care noi îl avem trebuie să arate că noi ascultăm de Dumnezeu. Trebuie să demonstrăm vecinilor și prietenilor noștri prin caracterul nostru că ascultăm de Dumnezeu. Nu prin vorbe. Prin vorbe este un lucru. Dar fapta, caracterul, viața, aceasta trebuie să demonstreze că noi învățăm de la Domnul. Deja vă voi spune câteva cuvinte frumoase și voi merge și face un lucru nepotrivit. Ar fi o aramă, un chimval zângănitor, zice Scriptura. Și iarăși minunată această experiență, observăm că acest temnicer primește adevărul. Ce e mai important aici încă de relatat, de observat, că a doua zi cei care au băgat pe Apostolul Pavel la închisoare doreau să-i spună să plece, nu? Acum sunteți liberi să plecați. Și temnicerul le transmite. Acum, iată că guvernatorii doresc să plecați. Pleacă? Nu. Nu-i interesant? De ce nu pleacă? Cum să plecăm? Noi suntem cetățeni romani, voi ne-ați bătut cu nuiele, ne-ați băgat la închisoare nevinovați, dați seama de aceste lucruri. Dar ne-am întrebat, oare de ce a cerut Apostolul Pavel aceste lucruri? Ca să ei să dea seama sau cumva să-i scoată nevinovați, să-și recunoască greșeala lor, pentru că au făcut un lucru nepotrivit. De ce trebuia Apostolul Pavel să facă lucrul acesta? Pentru că dacă plecau așa ca niște oameni aruncați din această cetate fără valoare, toată cetatea putea să zică, au fost niște răufăcători, niște oameni care erau împotriva legii și au trebuit să fie aruncați afară din cetate. Dar nu, guvernatorii au trebuit să recunoască greșeala lor și să arate că acest adevăr care ei l-au propovăduit cetății, că n-au fost niște oameni neserioși sau niște oameni oricare, fără caracter sau altfel. Deci s-a recunoscut greșeala lor, a guvernatorilor. După aceea, Apostolul Pavel zice că au fost rugați să plece. A fost diferit. Aceasta a fost experiența prin care Apostolul Pavel a trecut în această cetate, Filipi. Și ne aducem aminte de epistola de către Filipeni. Dacă citim acolo, parcă nu găsim ceva. Era o biserică care nu a avut multe lucruri nepotrivite. Apostolul nu ceartă această biserică, nu mustră, nu vine cu o mustrare acestei biserici. Voi totdeauna ați fost iubitori, totdeauna ați fost săritori, ați respectat cuvântul. Când a fost nevoie ca să mă ajutați, voi ați fost primii care m-ați ajutat. Deci totdeauna Apostolul aduce acestei biserici laudă, lauda care îi se cuvinea. Pentru că au fost caractere la început bune, stâlpi buni și care mai departe familiile lor și toți cei care au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu au fost caractere plăcute lui Dumnezeu, au avut o stare sfântă.
Iată câteva exemple despre această stare a Sfințeniei, această frumusețe a stării sfinte care am dorit să fie totdeauna cu noi. Am dorit ca să o păstrăm totdeauna și să știm că depinde de noi dacă o vom păstra. Depinde de alergarea noastră, de conduita noastră, de vorbele noastre, dacă vor fi de mângâiere, așa după cum înțelegem în aceste timpuri, că Israelul are nevoie de mângâiere, omenirea are nevoie de mângâiere, de vești bune, de bucurie, de stabilirea împărăției la timpul potrivit și toate aceste lucruri nepotrivite se vor încheia dacă voi vă veți face alergarea potrivită. Amin.